Hei, ce fac băieții și bine ați venit la un draft special pe canal. Astăzi facem ceva ce nu am mai făcut până acum. Never ever again. Facem draftul lui Ioviță. Facem un draft în care o să aleg doar jucătorii care seamănă cu mine. Dacă îți place această idee, uita să apeși butonul de like, să încercăm să ajungem la peste 4.000, ar fi absolut genial. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, link-ul e în descriere, ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Băieți, singurul lucru pe care putem să-l alegem, ca de obicei, este formația și o să merg pe ceva cu mijlocaș central ofensiv, 4-3-1-2. Acum, cum aleg eu jucători? Cum o să aleg jucători? Păi, bineînțeles că nu toți o să semene, nu o să fie toți Gündogan în joc, știi? Dar acum, Ana, ne uităm și noi la freză, la ce să ne mai uităm, la barbă și sunt foarte fericit să vă spun, sunt încântat să vă spun că aici jucătorul pe care o să-l alegem este Neymar. Putea să fie Messi, dar nu, am freză așa în sus, astăzi am freză așa în sus, Neymar o are și el puțin în sus, la ten trebuie să recunoaștem. Sunt cam la mijloc între Neymar și Messi, barba o am mai închisă. Uite, Messi are barba mai deschisă decât mine și de asta îl luăm pe Neymar. Aș fi vrut și Messi, dar asta este, băieți. Chiar o să fie interesant să vedem cum văd eu jucătorii. Ca de obicei, mersi mult pentru idee, băieți. Voi mi-ați dat ideea asta în comentariile mai jos. Dacă mai aveți idei faine de astea, lăsați comentarii în descriere. Radamel Falcao, Muriel Martinez, Prato și Mbokani. Băi, sincer, pe Falcao îl văd că seamănă cu mine. Mie așa mi se pare. Falcao, să vezi tu chemistry ce este aici, o nebunie. Mertens, Firmino, Cavani are porul așa mare, nu știu să zic, la Cazet, Lukaku. Uf, Mertens. După cum vedeți, chiar nu-i aleg pentru chemistry, aleg cum mi se par mie. Aici, parcă ăsta, Bustamante. Mamă, ce chemistry este, o nebunie. Dani Garcia, Pastore, Darida, Sergio Oliveira, mi se pare. Așa, e foarte importantă și barba aici, știi? Verratti, Wijnaldum, Toni Kroos, Pjanic. Să zicem, din ăștia. Cam Pjanic, să zicem, ar fi. Bă, ce poză avea Kroos, l-ați văzut? Ziceai că e top model. Bineînțeles că n-aveam cum să-l aleg pe el. Iar îmi pică Verratti. Ok. Iar îmi pică Kroos. Uite, bă, ăsta ar trebui să uite la fața, fața e la tine. Așa zici că gata, te-am agățat dacă ești fată. Ok. Pogba, Saul, Wijnaldum. N-am eu ochii lui Saul, dar dintre ăștia cu el seamănă cel mai mult. E primul draft în care nu există cheme să intre niciun jucător. Carvajal, Joao Cancelo, Sergi Roberto, Walker și Carvajal, zic eu aici. Am prins chemistry! Este, mă! Manolas nu pot să-l iau în viața mea. Nu poate să semene Manolas cu mine, nu se poate să semene în poza asta săracu Manolas cu mine. Ce avem? Jimenez, De Ligt, Skriniar și Virgilică fără frică. Skriniar? Oare? Nu știu. Cred că Jimenez totuși. Dacă m-aș bărbiri, aș semăna cu Jimenez. O mă chemistry iar. Bun. Nu știu ce să zic. Fedal? Ok, Fedal. Paco, așa, așa, așa. Ei, ce avem aici? Pe cine să-i... Ben Sebaini ăsta. N-are treabă în niciun chemistry cu nimeni, dar asta e. Alexandro, Jose Calejon, Skriniar, Azpilicueta și Burki, mă. N-am cum. Trebuie să fiu fair play. Burki seamănă cu mine. Icardi, simpatic și ăsta golanu. Di Maria, Raul Albiol. Ce mă mai duc la restul că Raul Albiol sunt eu direct. Grimaldo, Santi, Valbuena. Posibil să greșesc unele dintre alegeri, chiar sunt curios să-mi spuneți, lăsați un comentariu să vedem dacă e sau nu așa. Soare, San Maximin, Farfan. Barbosam. Doamne, ce player picks am aici. Pulisic, Schultz, Sterling, Kolarov sau Sanchez. Kolarov cam are un pic părul alb. Sanchez așa, așa, Sanchez să fie.
deja ajungem semifinale cu echipa asta, suntem eroi naționali. Mandzukic, Di Maria, Griezmann, Di Maria, nu, Sterling, nu, Mandzukic, nu, băi, Salah. Dacă ar fi tuns mai scurt, chiar aș semăna cu Salah, decât din aia 5, aia ar fi alegerea. JJ Okocha, Koke, Perisic, João Moutinho și Matuidi. Dintre João Moutinho și Koke, Koke, cred, mă. Și ia fii atent la Koke ăsta, că face dezastru la chemistry. Bă, ești nebun. E bombă mondială. Bine, mă, Kokito. Bravo. Jesus Navas, Felipe Anderson, Mesut Özil, Cuadrado și Ziyech. Cred că Ziyech, frate. Dar asta e cam copil, nu? Felipe Anderson. Trei rămași. Chemistry, forță. Cred că portarul l-am luat. Arnold, Digne, Trippier, Romagnoli. Romagnoli, e evidente că Romagnoli este. Aici ar trebui o noviță din La Liga, nu? mamă, ce e asta, frate? Fii atent. Neuer are ochii albaștri. Ăsta e blond, ăsta e chelios. Și Szczęsny n-are pic de barbă. Handanović intră cumva? Of, nu intră, mă, asta este, ce să facem? Fair, fair. Jordi Alba, Lenglet, mamă, ce opțiune mi-a dat aici. Fii atent. Diego Godin. Un Titi nu. Bonucci. Jordi? Sau Bonucci? Jordi Cărară pe o parte, Bonucci tuns, n-are păr în cap deloc. Dar cu Bonucci semăn. Da, cu Bonucci semăn, ăsta este. Ăla e jucătorul ăla lom. Are Ola. Aici stai puțin. Muslera, pic de barbă. Lecomte asta. Areola. Bă, nu, nu, la ce mă duc, bro? Areola, ce aveți? Ăsta știu nebărberit din aia 5. Și cred că intră și la chemistry. Bombit. Și acum hai să vedem cum îi aranjăm. Mă, băieți, mă, uite cam așa arată echipa. Așa am reușit eu să ajung la 83 chemistry cu echipa lui Oviță. Echipa care seamănă cu cel mai mult cu mine. Cel puțin din player pick-uri, știi? Păcat că n-a picat și Gündogan. Pica Gündogan, eram Blanao. Ok, 85, 86, 86, să știi că nu e rău. 86 e... nu e rău. Opa, primul cu Pele normal de Sahi, ce bombiță de echipă. Aici trebuie să facem schimbare neapărat. Să ne băgăm băieți. Băieții, băieții, ce facem băieții? Ok. Barbosa e portar, iese afară. Cine avem? Salah și Nene. Bonucci are pe 55. Mamă! Raul Albiol are pe X cât are? 48. Mamă! Unde ești, Bonucci? Bă, unde e Bonucci? Oviță! Bonucci în locul lui Fedal. Și mai trebuie o schimbare, mai am timp? Trebuie să scot și pe Albiol ăsta, că e prea rău. Și pe Gogan Felipe Anderson aici. Bun, hai să vedem. Of, cum a ratat? Sau stai mă că a scos Courtois. Ce ocazie bună avem. Neymar, încă o ocazie șmecheră de tot. Ăla-i, mă. Minunată fază. Minunată. O, ne egalează aici. Neymar cu golul 2-1.
Ai de areola, ți-o bași singur în poartă, frate! Este bă, băgat-o! Mertens! Pianici! Wow! Rachetă peste poartă! Închidea meciul cu gol acolo. Foare, ăla cum a scos-o pe aia. Bine, am câștigat un meci destul de dificil, adversarul bun. Ce avem noi aici? Ok, un 4-1-2-1-2 wide. Ronaldo off cam, de ce nu-l schimbă minutul 1? Nu știu. De exemplu, uite, al lui Varan se ține de mine lejer. Este, mă, super fază, 1-0. Dacă nu lovesc odată bara, nu mă simt bine deloc. Trebuie să dau neapărat în bară. Ocazie foarte bună. Neymar, Neymar sit 2-0. Ia să vedem, race quit oare? Da, race quit. Mergem în semi, deja n-am îndeplinit obiectivul aici. Ce avem aici? Ronaldo și cu Pele. Bombă de echipă, bombă de atac de fapt. Ia să vedem cum rezistăm aici. Oh la la, Neymar Sito cu golul, ăla-i mă, 1-0. Ce frumos l-am fentat acolo. Văzut că n-am unghi să dau la lung. Poate să lovește de fundaș. Făcut un fake shot să intrăm în careu și avem 1-0. Bă, mi-a dat gol cu capul din corner, serios? Pianiș frumos, dar nu reușim pasa în fața porții. Salah la lung? Frumușel de tot golul. Avem 2-1. Sper să nu mai luăm gol din corner. Ai Mertens! Wow! Cum o scoate Van der Sar în pasta, mă? Saul, cu golul Saul, 3-1. Și nu cred că mai are șanse adversarul, sincer nu cred. A avut în 30 ceva de minute golul ăla din corner. Penalti. Bă, când zic că n-are șanse, a dat bobița asta din corner și dă din penalti acum. Doar faze de astea fixe. Centru? Da, mă, centru. Bine, mă! Închidem oare meciul? Da, mă! 4-1! Super contra-atacul ăsta! A mai dat una Salah. Băi, dacă apucă să o pună pe stângul, pe finesse, e belea Salah. Dintre cei mai buni jucători la genul ăsta de șuturi. Ce am greșit aici.
Mertens! Van der Sar! Cum a scos acest golan? Și aici, noroc, mai prinde-l pe Pele. Foarte frumos, Bobu. Frumoasă, frumoasă, rău combinația. Și Van der Sar ăsta face miracole. Nu se poate să streacă așa prin el. Asta dă bară și sare mingea la el, mă, pe bune. Gata, ăsta e meciul. Ăla-i, mă, 7. Super performanță, mergem în finală. Cu o echipă, atacul e bunicel, problema este că avem un mijloc mediocru și o apărare foarte slabă. 4-2-3-1, uai, JJ Okocha, Kylian Mbappé, Ryan Giggs. Ține mijloc un Didi, N'Golo Kante și Fabinho, 3 defensivi, ok. Poate face schimbări, fundașii nu special, dar formația e defensivă și va fi greu să o desfacem. Da, frumos atac acolo. Este o Neymar cu golul! Bară, bară, gol! Na, nu pot să mă țin de Mbappé, bro. Nu pot să mă țin pur și simplu de Mbappé. E prea vitezoman și fundașii mei sunt prea slabi. Ăla-i, mă! Oh, ce bară de Salah! Ce ocazie bună am avut! No, no, no! Băi, dar dând Didi ăsta, nu știu, frate, cum dă așa cu 68 shooting, pe bune! Este, mă! Egalăm și noi, cu puțin noroc și noi! Recunosc că a rămas mingea cu puțin noroc, egalăm! Mohamed Salah cu golul 4-3. Nu știu dacă putem să rezistăm totuși pe apărare. Trebuie să mai marcăm un gol, zic eu. Încă un goluț trebuie să mai marcăm. Închidea meciul, dar l-a salvat portarul. Să nu fie offside. Nu e, frate, offside. Salah a făcut un draft senzațional. Reușim golul de 5-3. Ia uite-l pe Saul, ce gol era să dea, driblase toată apărarea. De fapt a rămas mingea la el într-un mod foarte ciudat. Pianici! Oh la la! 6-3! Păi am marcat multe goluri în acest draft. Am și primit multe, dar am marcat multe. Am avut o apărare slăbuță, dar pe atac ne-am descurcat senzațional. Și câștigăm draftul lui Oviță. Câștigăm draftul în care am ales doar jucătorii care seamănă cu mine. Premiile: Clasico, Premium Gold Players Pack și Mega Pack. Mega Pack!
Poate ceva în el acolo? Vedem imediat. Premium, haide. Na, nimic. Nada, nada, nada. Mijlocaș central ofensiv. Inform, stai mă, de ce am dat skip? Că era inform. Inform. Bakaev, bun. Perin, vine mă. Aoleu, nu mai am loc pe... Oricum așa îți discard. Bun, bun, și mega pack-ul. Ce primim în mega? Nu primim, walkout. Dar e board down. Ia să vedem noi, fundaș central. Company? Da mă, Company, 83 de la Anderlecht. Bun draft, pică inform, pică un board down. Câștigăm și draftul. Super, super tare, băieți. Nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați comentarii mai jos cu ce challenge să fac în clipul următor. Ne vedem data viitoare, vă pupăm. Pa, pa.